Călătorile din țară este forfotă mare. Cei mai harni șoferi s-au trezit de dimineață pentru a fi sigur că nu vor intra în 2020 cu mașina murdară. Angajații spălătoriilor auto au lucrat fără oprire ca să-i ajute să intre în noul an cu mașina lustruită. Toți vor să intră cu mașina curată în anul viitor. Cum sunt serviciile? Interior-exterior? Da, interior-exterior. De sărbători trebuie să fie și ea curată ca și om. Am venit pentru că îmi place să mențin tradiția și să urmez niște obiceiuri ale mele. În fiecare zi, ultima zi din an, obișnuiesc să vin să spăl mașina. După ce mașina a fost curățată, următoarea oprire este la benzinărie. Cu plinul făcut și capota lustruită, mai are nevoie doar de o aromă de sezon pentru a fi pregătită de sărbătoare. Vom încheia cu ambasarea unei mirositoare pentru mașini, ceva specific, după cum spuneam, cu scorțișoară și măr. Prețurile pornesc de la 20 de lei și pot depăși 50 de lei pentru mașinile mari. Spălătoriile vor fi deschise până târziu în această seară și își vor relua activitatea pe data de 2 ianuarie.